Fotografiile topless ale ducesei de Cambridge au ajuns în arhipelagul britanic. Un tabloid din Republica Irlanda a îndrăznit să publice reproduceri ale imaginilor din revista franceză Closer. Aflați în Indonezia, ducesa și soțul său, prințul William, se străduiesc să pară nepăsători, chiar dacă au dat în judecată publicația franceză. Cotidianul Irish Daily Star este cel care a îndrăznit să încalce consemnul nescris al presei britanice și să publice fotografiile indecente ale ducesei, dar numai în ediția de la Dublin, nu și în Irlanda de Nord, provincia coroanei britanice. She's not our future queen. She won't, you know, rule over us at any stage or the other. And they're just very good pics. Editorul se justifică simplu prin dorința de a vinde cât mai multe exemplare, dar deși prin tradiție nu iau la inimă pe britanici, irlandezii nu prea sunt de acord cu publicarea pozelor. So I just think it's a disgrace. It's terrible, really. Shouldn't be done, and they should be held to account for it. No, I think it was unfair. Like, I mean, she was on a private holiday. Like, I mean, okay, if she was making a public appearance on a public beach, it would be quite acceptable, you know. I think it's awful. They're just going to do with her what they done with Diana. Same thing. Un puternic grup de media din Marea Britanie și-a încetat imediat colaborarea cu ziarul irlandez. Presa de la Londra, care în general nu se ferește de scandal, face de această dată front comun în apărarea ducesei. În schimb, în Italia, o revistă promite pentru luni numai puțin de 26 de pagini cu fotografii din aceea serie, unele inedite. Revista este controlată de grupul lui Silvio Berlusconi, ca și cea din Franța, care a publicat prima pozele. În acest timp, Kate și William își continuă turneul asiatic fără semne vizibile de iritare. Ieri, în jungla din Borneo, cei doi au fost urcați și coborâți cu frânghia dintr-un copac la un post de observare a orangutanilor, ca și cum ar fi dorit să ofere presei imagini spectaculoase care să le eclipseze pe cele din revista franceză.